Sala de festivități a primăriei a găzduit vineri, 24 iunie, ședința de constituire a proaspăt alesului Consiliu Local. Timp de 4 ani, componența legislativului va fi formată din 10 consilieri PSD, 6 PNL, 2 ALDE și 1 PAM. Constantin Staicu a fost ales să conducă ședința, fiind și decanul de vârstă al aleșilor. A fost stabilită și votată comisia de validare care va funcționa pe o perioadă de 4 ani, avându-l ca președinte pe consilierul PSD Cornel Băjan. După citirea procesului verbal de validare, citit de președintele de ședință, s-a trecut la depunerea jurământului de către consilieri. Jur, așa se mi-a ajută Dumnezeu. Jur, așa se mi-a ajută Dumnezeu. Jur, așa se mi-a ajută Dumnezeu. Jur. La investire în sală s-a aflat prefectul Cristian Soare, dar și deputatul Gheorghe Marin. Proaspăt ales ca primar al urbei, Liviu Ioan Țiroiu a depus jurământul. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi dă puterile și începerea mea pentru binele municipiului Câmpului. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Consilierul Estera Ambruș a propus, pentru a fi ales ca viceprimar, pe directorul clubului sportiv Mușel, ajuns consilier pe listele PSD, Mărgărin Blidaru, iar Bogdan David pe Ionel State. Cu 12 voturi pentru și 7 împotrivă, începând de luni, 27 iunie, Mărgărin Blidaru devine viceprimar al municipiului Câmpulung. În ultima parte a ședinței de constituire s-au votat cele 5 comisii din cadrul Consiliului Local, urmând ca în prima ședință legislativul să-și desemneze candidații pentru fiecare comisie.